O poveste extraordinară despre un preot care de 10 ani de zile aduce un oraș întreg la teatru. Unde stai ochiile mie? Da? Ce-n spatele meu? Astea ți stă mai o scoace? Trupa e formată în principal din elevi. Da, înțeleg bine, da? Numai din elevi de liceu. Salut, sunt Sergiu, vă salut astăzi din Fălticeni, unde o să vă spun o poveste în minutele care urmează, o poveste extraordinară despre un preot care de 10 ani de zile aduce un oraș întreg la teatru. Așa că, mai cu seamă, dacă n-ai fost niciodată la repetiția generală a unei piese de teatru și recunosc că nici eu nu am fost, în minutele următoare asta o să fac. Suntem aici, aproape toată echipa, cu Ștefan în spatele meu, cu Ticu care filmează cu a doua cameră, iar undeva la sala Draga Olteanu Matei. E deja început repetiția, e colegul nostru Radu, care o să vă las acum niște imagini de acolo, iar noi între timp ne îndreptăm ușor cu câteva cadre din Fălticeni spre acea sală. Mergem la repetiție, repetiția generală. Am ajuns. E o intrare așa cam într-un ghetto așa. Iar aici, în această clădire, da, e sala Draga Olteanu Matei. O să aflăm de la părinte de ce povestea acestei sări. Deci, sala Draga Olteanu Matei. Uitați-vă! Ok, și acum intrăm la repetiții. Bună seara și bine ați venit la sala de teatru Draga Olteanu Matei. Trupa de teatru Birlic vă urează vizionare plăcută. Vorbirea este ereditară? Din câte știu eu, nu. Tatăl tău vede? Acum nu mai vede. E mort de 6 ani. Dar până să moară, vede absolut normal. Unde stai ochiile mie? Da? Ce-n spatele meu? Cred că a fost foarte interesant să trăiești cu atâția tați. N-am decât mine. Perfect, altceva nici nu pe apă. Mama ta mai scrie și acum? Nu. A scris doar 6 cărți. Erau destul de populare, să știi. Bine, nu ca Mary Poppins sau Harry Potter, dar populare. Asta pentru cei care nu sunt ori. Iau și felia tare sau am. Părinte, am înțeles eu bine, sunt 10 ani de Fălticeni cultural, 10 ani de trupa Birlic. Da, aproape 10 ani de trupa Birlic, pentru că pe data de 23 februarie am înființat Asociația Fălticeni Cultural cu principalul scop organizarea Festivalului de Teatru Vigore Vasiliu Birlic. Și s-a făcut acest festival în 2011 și după festival, cred că cel mai mare câștig pentru Fălticeni a fost salvarea Casei de Culturi. Cu ajutorul doamnei Draga Olteanu Matei, Dumnezeu să o odihnească, ea a avut un rol foarte mare, cel mai important. Ne jucăm. Suntem. Poate să te joci, dar Doni în niciun caz. Așa a început și cu Linda, dintr-o joacă, dar Doni s-a îndrăgostit. Era îndrăgostit de ea? Îndrăgostit. Și se va îndrăgosti și de tine. Și atunci ce se va întâmpla? Trupa e formată în principal din elevi. Da, înțeleg bine, da? Numai din elevi de liceu. Numai din elevi de liceu. Numai elevi de liceu. Ton e orb! Nici nu-ți dai seama ce înseamnă acest lucru. N-ai fost niciodată orbă. Dumneavoastră ați fost? Eu am crescut un copil orb. Hai să facem cunoștință în primul rând. Să-mi spui numele real la de buletinul la diferă. Teodor Suditu. Teodor, câți ani ai, Teodor? 17, aproape 18. Elev în clasa... 11. A 11. Ok, nu trebuie să spuneți la școală. Așa, tu? Cuzic Maria. Elev în clasa 11. Îmi pare bine, Maria. Oșorbanu Carla, 17 ani și zic în clasa 10 ani.
Luca Laurențiu, sunt chiar în clasă cu Carla, suntem colegi de clasă de când eram mici și am 16 ani. Uite, a fost acolo o fază în culise, da, deci nu știu, s-a mai dat o scenă când tu o pupi pe ea și pleci, da? Și ai dat așa un pic, așa, simbolic și ți-ai zis de atunci, și ți-ai zis în culise, părinte, am zis, bă, ia și o pupă acum, că după aia nu mai prins. Crește fata, se face frumoasă, bine acum, sau invers, sau zic, că mai gândea pe timp, știi? Lucrezi undeva? Deocamdată nu. Când la chitară. Să știi că te-am auzit aseară. Acum, dacă tot mi se dă voie să spune absolut orice, e clar că nevoia noastră, e clar, putem pune mai multe spectacole, să avem niște lumini mai bune. Dacă aveți pe televiziune, că am văzut că aveți multe lumini. Și dacă cumva vă mai trebuie ceva... Tocmai ne-a cumpărat și noi. Da, mulțumim chiar dacă sunt noi. Deocamdată avem strictul necesar, dar întotdeauna în teatru, ca să faci un teatru de bună calitate, trebuie să ai și lumini. Dar chiar să mă întreb, de unde vă asigurați recuzita? De unde vă asigurați fondurile pentru recuzita? Greu, de sponsorizări și e clar, e foarte greu, pentru că sponsorizările principale sunt doar la festivalul de teatru. Adică la un sponsor, mai ales în România, nu poți bate la ușă de două ori în același an. Bună! La mulțumire, Cara! Eu am intrat recent în trupă, deși suntem de vârstă. Am rămas impresionat pentru faptul că mult părinte poate să facă așa ceva. Dânsul, din ce știu, a fost implicat și în alte activități nereligioase și... Nereligioase cu cultural! Nimic nu m-a adus aici. Într-o bună zi, am decis că trebuie să încerc ceva și în altă parte. Mă gândeam să mă fac actriță. Mă mai gândesc. După mea să vă știi. Am întrebat-o pe mătușa mea, profesoara mea de chitară, cum pot să ajung și eu în trupa de teatru, că îmi place foarte mult ce văd. Și atunci ea a vorbit cu părintele și am vorbit și eu atunci puțin cu el. Te anunț că sunt dumnezeiesc de frumoasă. Ea joacă rolul principal în Micul Prinț și este extraordinară. Deci vă invităm când vom avea aici la scena aceasta sau la Casa de Cultură Micul Prinț sau poate ne invitați la Suceava sau în altă parte și cu repertoare evident mai formale. Da, veniți cu tine, cutați vreo câțiva ani și să vă veniți în Micul Prinț. Și astăzi, super toți. Ai un păr lung. Mă dă sus. Nu-i așa că seamănă cu Liz Taylor? Pe Liz Taylor n-am cumpărit-o niciodată. Seamănă ca două picături de apă. Mai ales dacă nu poți vedea. Asta ți-a mai ați place? Prima dată eram în clasa noua și am venit cu un prieten la balul Vienesc și știu că voi aveați repetiții atunci și mi s-a părut super fain, adică... Sunteți artistă? Păi nu prea am... A, dumneavoastră știu unde sunteți? Bineînțeles. Și de acolo cum vreau prima seară de viață? Dar cum e felul meu de viață? Mama, tu ai venit aici la interogatoriu sau ce? Sunteți tot să încerc acolo și mi s-a părut, nu știu, era o energie și erați toți legați, toți, nu știu. Și atunci mi-am zis că trebuie să vin data viitoare la preselecție și cu un an după am venit la preselecție. Și am și insistat pentru că i-am spus și ea știe și trebuie să-și valorifice vocea aceasta superbă. Pentru că în film, ce am văzut eu, evident și în teatru, cei din vechime foloseau actrițe și frumoase, dar și cu voci deosebite și spuneam, e ca o înguroaică pentru că ai așa o voce aparte. Și oarba așa? Pune valiza jos! Fără discuții! Merg la casă! Dă-mi valiza! Nu! Te rog frumos, dă-mi valiza! Mamă! Nu! Dă-mi-o! Nu! Joaca asta cu regia a început în pandemie, pentru că s-a oprit totul, nu mai jucam cu el. Da, și am zis, măi, trebuie să fac ceva. Venisem acasă, renunțasem la chirie, la tot. Și știu că i-am zis, mamă, eu nu mai pot să stau așa, să nu fac nimic, trebuie să fac ceva. Și atunci am vorbit cu părintele și am zis, dacă toți sunt aici și poate sunt și ei dispuși, să încerc să fac un spectacol. Și am început cu o comedie
A doua a fost tot comedie. Asta am încercat eu să fac dramă, dar nu mă lasă cioacele în pace. Și cred că dacă o făceam o dramă de la început la final, nu mai era deloc ofertantă. Dar oricum, nu știu, sincer, dacă aș putea să fac asta tot timpul, adică dacă aș da actoria pe regie. Eu nu mă consider neapărat un regizor pentru ei. Cred că sunt un prieten mai mare, care are față de ei 3 ani de facultate și ar putea să-i mai învețe anumite lucruri. Pentru că asta le-am spus și lor afară. Eu v-am învățat scenii, cum să stați și de unde să ziceți ceva, în rest tot ați avut în voi. Eram colegi, dar apoi a devenit homosexual, pentru că așa e moda acum și știi că... Nu, nu. Primul meu contact cu părintele, să zic așa, sau cu trupa, a fost la festivalul de ediția... Eu vă spun că primul lui contact a fost când a fost botezat, că a fost și eu botezat ca preot. Acolo, te rog. Da, deci primul contact cu trupa, cu festivalul, cu părintele, conștient pe care îl am, da, a fost în vara lui 2018, în ediția 8-a a festivalului, când am fost voluntar. Și atunci, participând la repetițiile colegilor mai mari care nu mai sunt în trupă, am rămas plăcut surprins. Chiar dacă nu prea aveam voie să intrăm în sala de cultură după cortină să vedem ce se întâmplă, mai trageam cu ochiul. Și eram foarte fascinat. Multe lucruri nu le-am știut și asta a fost până anul trecut. Ce s-a întâmplat anul trecut? Familia Fletcher. Fica lor, Linda, venea la noi și-mi citea. Care-i povestea acestei sări? Adică de ce nu jucați la Casa de Cultură? De ce nu jucați aici? E mai cald aici. Și n-a figurat, pentru că e sala mai mare acolo și... Nu, sala Dragolteanu Matei e o sală care e complet renovată, deci scena este un pic mărită. Bine, nu era un fotbal. În afară nu pare prea. Nu pare, dar ați văzut că am ornat față. Prima oară crezut că mă bateți pe aici. Da, e o zonă așa mai... Dar e în centru, aproape de centru orașului. În Fălceni oriunde ai te afla, ești în centru. Este în drum, dar dacă totuși mai rămas ceva de mâncare... Unde e mama ta? A plecat acasă. Și? Care a fost verdictul? A acceptat proclamația mea de independență. Da. E o sală a noastră. De asta e caldă și pot sta cât doresc ei. Este un avantaj foarte mare în teatru. Bun, și totuși, în ciuda acestor greutăți, reușiți de 10 ani să faceți o treabă foarte bună aici la Fălticeni, pentru care noi vă felicităm. Sunteți un părinte ceva, să zic așa, ca să vă încadrați și în emisiunea noastră. Și pot să vă zic felicitări, mie mi-a plăcut ce am văzut. Inițial când auzi o trupă de elevi, te gândești la o trupă de elevi, da, cu acele piese de bal au bucuri, dar mie chiar mi-a plăcut și mi-am... E o trupă care se apropie de nivelul profesionist, adică nu... Da, sunt perfect de acord. Sau de amatori foarte serioși. De amatori foarte buni. Foarte buni, da. Da? Pe malul lacului. Tati, te-ai luat cu el în apă. Erai pentru prima dată într-o apă mai mare decât cea din cadă. Ce ne lipsește? Ne lipsește partea financiară, că ei ne eclipsează întotdeauna cu decorurile. Ne lipsește și nouă și ne eclipsează și pe noi. Ei au niște decoruri superbe, noi avem ce mai găsit. De exemplu, acestea, măsuța și scaunul, au aparținut doamnei Dragolteanu Matei. Da? Și ce avem în spate? Că mi-am să aminte, Tudor, dacă nu vezi. Teodor. Ai dat un pumn în masa asta, care zice, oare așa cu la fiecare repetiție sau cum da. Așa e testat, rezistă. E, cred că are 100 de ani în masa. Da?